Doamna Șandru, cum vedeți această reacție a ministrului familiei Gabriela Firea? Foarte multe acuzații legate de consiliera, de sora domniei sale, a venit cu aceste lămuriri și spune că este o campanie prin care se încearcă scoaterea sa din politică. Asta este și senzația mea, că s-a pornit o campanie împotriva domniei sale, în condițiile în care Gabriela Firea n-avea nici înclin, nici în mânecă cu această chestiune. Nu ținea nici de Ministerul Familiei, nu, și la cum o știu de vehementă și de hotărâtă și de dornică să se implice peste tot unde poate să ajute, mai ales când vine vorba de persoane lipsite de apărare și incapabile să se ajute singure, cu siguranță făcea un scandal de nu ne vedeam noi în cazul în care știa despre lucrurile astea. Sigur, Acele centre nu țin nici de Ministerul Familiei. În cazul în care consiliera Gabriele Firea a fost în acea asociație, a fost în asociație înainte ca aceste centre să existe, am urmărit și eu subiectul în presă și am văzut foarte clar lucrul ăsta. Cert este că de două zile am senzația că se speculează politic acest subiect care trebuie rezolvat. Cum lucrurile sunt foarte rezolvat grave. Ferm, deci, uman, o să vă arăt stenogramele. Pentru că, Doamne ferește, s-ar putea să mai existe astfel de centre în țară. Toate DGASPC-urile astea din România ar trebui să facă controle peste tot. Peste tot. Și să se teamă că altfel vor veni alții să verifice ce n-au făcut ei probabil în an de zile.